Care e graba, mă? Unde vă grăbiți, mă, așa? Mânca mea, Ștefan! Și aici stânga. Bă, toate ești nesimțit. Hai, hai, stai acolo. Hai, stai acolo. Ce, te dădeai de jeep-ul ăsta, Ștefan? O știi pe asta. Arată-mi tu o schemă acum, Ștefan, că eu încă filmez. Mă uit după tine. Vezi că aici știu eu intersecție mai faină, mai sus un pic. Aia care a bușit-o ăla cu GTU. Nu, 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 mai sus un pic. Mamă, strada asta e plină de evenimente, aparent. Oh, ce alunecă. Vezi că alunecă curba aia. Dumnezeu că nu mai vorbesc. Mi-a făcut cu rodat așa. Băgăm un pan așa de dimineață? Nu. Ca băieții? Crede-mă că nu. De ce, băiatul? Alunecă suferă. Păi tocmai aia e și ideea. Alunecă mega, mega rău. Tocmai aia e și ideea. Care mai e farmecul dacă nu alunecă? Vrei să bem o ciocolată caldă bună? La arborele de cafea. Mergem și la arborele de cafea. Ziceam să stăm jumătate de oră cât se mai usucă, știi? Cântaș de stă. Bă, ce dormi era de șerbișori ăștia? Dar mie nu. Nici mie. Și ce nu mi-e dor mie de București? De șinele de tramvai. Da, bă, ce? Care e diferența dintre șerbișori și șine? Aduce, bă, că șina de tramvai talunecă, te duci sănătos. Și șerpișorul ce face? Te ține acolo în priză. Alunecă o leacă, dar dai de asfalt. Șina de tramvai ești. Și la șine, și după aia dai de asfalt. Într-o fi spune, am făcut eu liceu. 11-12. Pe dreapta? Pe școli? Da, pe școli. Știu, am amintiri de acolo, Ștefan. Bă, eu când mergeam pe școli, tu erai... Taci, mă! Păi tu câți ani, mă? Uite-te la număr și o să-ți dai seama. 99? Da. 99 de ani am. Na, mă, ce mic ești. Bă, du-te, drag, te-ai născut în cât? 97, nu? Hai înainte, că n-am mai fost de mult înainte. Nu săriți, doamnă, nu săriți. Stop, am stop. Care au prioritate? Hai, nu, nu. Ce dracu fac înainte? Da, înainte. Mulțumesc de răspuns, totuși. Mere la Robin la o vorbă. Bă, nu prea e timp, că ești cam dat pe la două încolo, că mă prinde noaptea. Hai, mai dăm o tură așa de cartier. Mergem un pic până la Flo să-l salut. Mergem un pic până la John să-l salut și pe John. Păi da, mă, dar intrăm aici în dreapta și ajungem pe calea Feldioare, e aproape. Hai în dreapta, atunci. Foarte aproape. E unde e piața de la Sufine, acolo e. Aici, dreapta? Da, dreapta, dreapta. Aici, dreapta? Da. Aici, aici? Da, mă, aici! Doamne, dă-i minte și bani pentru amenzi. Cât ai prins acolo? 80? Nu te întreg. Radu, viezi? Da, Ștefan, stai, care e graba? Bă, m-am uitat ieri de Hornet-uri de 900, dar astea alea numai de 2002-2003. Da, păi ăla e, aia nu, din 2001 până în 2000. Dar nu mi-aș lua, trec de la 2007 la 2002. Lasă-mă, nu, nu e vorba de ani, e vorba de motor. Hornet-ul de 900 e până în 2006. Păi nu am găsit din 2004-2005-2006. Era unul 2500 de euro. Pe OLX, acum ceva timp, că și eu mă gândeam să-mi iau un Hornet de 900. Dar crede-mă, Ștefan, n-ai nevoie de un 900. Nu acum, ia-ți un 600, după aia, dacă vrei mai mult cuplu, îți iei 900-le. Miarul niciun caz n-are rost să ți-l cumperi. Da. Bă, mănâncă, sunt drăguți, au putere, dar nu e ca și cum ai stat toată ziua de la 10 la 12.000 de ture să zici: "Mamă, stai să vezi ce trag." Să zici: "Mamă, am nevoie de putere sau nu pot să fac depășirea asta." Plus că cu o sportivă nu o să mergi niciodată pe unde am mers noi prin munți. Uite, Hornet-ul s-a ținut. Bă, și s-a ținut bine, Miramaș. XTX-ul, frate, a fost miez. Da, era ce trebuie pentru el, îi plăcea pe acolo. Dacă o sportivă o să fie acolo, hăț. Uite aici. Aici am tras de volan. Acum câteva zile să vin la Robi de volan și m-am dus așa drept. Volanul braca și mergeam înainte. Pune-l aici, în spate, la mașina lui Robi. Dar îl blocăm. Dar nu iese. Ce te prinzi tu uneori, Ștefan? Nici nu înțeleg de ce. De ce mai suntem prieteni? Du-te de aici, hai. Du-te la tine în București. Du-te. Primiți cu Colin. Salut. Salut. Hai, Ștefane, pornește-ți drujba. Varna. Zici că e 1.25 ăsta când îl pornește, că l-am auzit, ieri eram acolo la Belvedere Residence și era curba de la de pe Boiană, de la cimitir. S-a auzit ton. Un pic răcit. Salut. De vânzare. Ștefane, nu am pute pentru tine. Îi dai golful și mai dai 200. Îți dau golful și XTX-ul și na, atunci ai chit. Da, nu? Vorbim. Hai, zi faină. Aveți faină, băieții. Pa, pa, spor la treabă. Hai, bă, odată. Păi da, tu nu mă lași, mă. Hai, du-te. Hai. Tu nu mă lași. Ba, tu nu mă lași. Ba, de zic lui mama. Ba, hai să dăm până la Flo. Mergem, îl salut și pe John. Mergem, mâncăm și după aia. Tai, tai, Ștefan, pare rău. Trădătorule. Radu, știi pe asta? Ai turat-o sau mi s-a părut mie? Că le face SMS-ul asta. Dai, dai, că vine! Dai repede până nu trec! Bă, ce liber e orașul ăsta, deci nu vine să cred. Am impresia că sunt într-un oraș din ăla super părăsit. Și e unul, gândești că am mai scopchei de la școală. Ai grijă că e alunecos geratorul ăsta, că e umbră. Oi, dar ce sticlă e. E sticlă și ai grijă să nu ne spargem. Băgăm Flo sau John? Dai la John, că Flo nu cred că e la muncă. Trecem după aia, cum plecăm de la John. Bă, nu, e doar sentimentul ăla, că așa n-aș pleca. E Brașov. Zic mai mult. Nu știu, bă, e și aerul, și oamenii, și e liber tot.
totul pe aici. Chiar dacă e frig și cancer de frig și super frig, mergem, mâncăm, după aia mai dăm o tură, poate și gen să-l salut și pe el și după aia spre Bucale. Am ieșit odată de aici ca erou, din curtea de la John. Știi cum era să dau într-un pieton, Ștefan? Ce mănânci pe aia tu? Ce ți-e foame? Ce ți-e foame? Wow, ce întrebare, Radu! Ce băgăm pe aia tu? Bă, nu știu, KFC parcă... Eu n-aș mai mânca KFC, am mâncat ieri. Zici cine vrei să ne sponsorizeze? Lidl, Petrom, mai zic? Mai zic. Kaufland, stai să mă gândesc. Spartan, iarăși. KFC, un brand bun de cafea. Hai, Ștefan, hai că mi-e foame. Eu ți-am zis că e urât. Bă, era urât că era dimineață, Ștefan. Da, mă, dar totuși e sarea asta și ai văzut cum alunecă pe jos. E, ca în oraș nu alunecă pe unde e umbră, mă. E nașpa pe unde nu e circulație, că pe DN unde e circulație. Ho, ho, știi cum e? Și la minus 3 grade e ok, la modul nu are timp să se formeze poleiul. Mamă, ce era să fac un accident aici odată. Ai uitat că excedează. Ce faci, bă? Vii cu mine până la predeal? Sau ești de-aia de... îi place să se tragă pe cor? Nu, mă, da. Aici era să mă fac un upila cu mașina, va. Ideea era că eram beznă, afară beznă. 4 dimineața, cea de genul, știi? Bă, eram obosit, era modul, nu puteam să țin de volan, știi? M-am uitat în stânga să văd dacă intră ceva în sens. N-a intrat nimic și a venit cu aia unul rachetă din parcare de acolo, știi? M-am trezit în mijlocul sensului cu el. El a venit din parcare lansat. Mamă, zic că ne bușim, știi cum? Mamă, bot în bot. Primește partea bună a lupilor. Nu mai băgați ția bani în mașină? Mi-e de suflet mașina asta. Wow, cineva care a ieșit corect. Mai puțin tu. Da, dar crezi că iese pe 2 de aia. A ieșit foarte bine, drăguț. Cu căștile în urechi chiar. Da, și a și semnalizat. Și unde frânează din timp. Doamne, ce șofer. Ștefan, ai grijă un pic la autobuzul ăsta care s-a stricat. Am baterie. Mai e baterie? E pe terminate. Uite, dăm acolo, după stație, să schimbăm. Unde sunt mașinile parcate? Hai. Unde hai, mă, că mai sunt 10? Țeapă, țeapă, țeapă. Ștefan, 2:30, 3:30, 4:30, 5. 5, exact ora la care nu trebuie să fim în București. Alo? Ce faci, Ștefanele? Uite pe motor, tu? Da, păi te-am sunat și mai devreme, pula, n-ai răspuns. Păi? Și-a pierdut de la microfon buretele la mine în față. Auzi, mă, ce? Ți-au căzut buretele de la microfon la Robi în față. Nu. Nu. Nu, cred că e a meu, dar dă-l drag. Unul negru mic. Unul negru mic. Da, e a meu. Vezi ce băie de treabă, nu ca tine, volanciule. Mersi, Robi. S-aude că e conectat, dar nu s-aude în voce. E mufa stricată? Acum s-aude? Nu. Acum? Nu. Acum? Nu. Acum? Nu. Acum? Nu. Ce dracu faci, Ștefan, acolo? Bine, tu? Încerc să nu te filmez când mori. Ei, da. Mă mai auzi? Da. Eu nu te aud, Ștefan. Radu? Nu te aud. Poliție în față, bă, poliție. Unde? În față, în față. Unde în față? Radar. Bă, tu mă minți. Da. Ține-se, mă, tibanda. Ai una, două, trei, da? Mă, în gură să le iei. Dacă nu știi să iei un giratoriu cu un dita, ai autobuzul și mai car și oameni. Știi ce vreau să-ți fac odată? Să vin așa lângă tine să te împing. Să tragi de ghidon să fac odată așa. Bă, nu vreau să fac, dar să te împing așa să văd când te duci 2 metri. Radu! Ar fi fain să mă piși pe mine să caști tu. Nu știi pe ăla care a vrut să spargă oglinda cu piciorul și a căzut? De-a întins așa piciorul la o mașină să-i spargă oglinda? Eu am în viața asta un țel. Să trec sensul așa, gen, știi? Acum știi ce aș putea să fac? L-aș controla să mă las un pic pe față. Să mă duc mult în drift cu spatele, dar mi-e frică. Da, nu, lasă. Uai, lei, cum te-a văzut în oglinda samba? Uai, samba, ce spatelează. E foarte... Gen, te ridici din șa și te lași pe față. Da, dar nu foarte mult, că o ia curul în ce direcție e drumul. Păi gândește-te că dacă îi dau full rev, am 150 la roată și eu merg cu 30. Habibi love, habibi la 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 la. Bă, apropo, scuze că ți-am deschis aerisirele la mișto, vreau doar să-ți fie un pic fric și ție. La ce? La cască. A, nu, la cască sunt închise. Aia, am crezut că te prind și eu. Nu, am crezut că la geacă, că la alea nu mă prindeam. La alea te prindeai după primele 5 minute. Ai văzut cât de mult contează oricum echipamentul, bă? Da. Cum e textil față de piele? E măsa. Ia zi, dacă era în piele acum, cum era? Nu era. Era un pic amuzant. Era cum era și la Mureș. Tot așa răcit, dar atunci eram pe antibiotice, atât de rău eram. Da, eram bine, că îmi bubuia capă și gât și tot, aveam febră. Și tot cu febra mi-era fric. Nu mai ținut că am stat 2-3 ore lângă aerotermă și făceam așa. Ba, a fost și fric atunci, zău că a fost. Așa făceam cu aia, mai ținut că tremuram din toate orice încheietură. Era începutul 1 noiembrie și era un minus. Habibi, nu, habibi, la 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 la. Bă, stai că poate era dar pe acolo. Nu, e, ți-a zis eu undeva, e mai încolo. Dar e o leacă răcoare. Ha 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 ha!
Bă, dar parcă erau mai mulți copii aici. Bă, să știu că s-au tăiat, la aia mă uitam și eu. E mora mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Ai mâncat stricat. Spartan, dă-te că-i dau cap, fuck. Ai mâncat spartan și acum e spart. Du-te, mă, du-te. Hai să noroc, vă urăm, ok. O săptămână la toată lumea. Coleguțu, coleguțu, mă vezi? Nu, coleguțu, nu te văd. Păi aprinde fară și ceapa, mă, că merg ca fantoma pe drum. Bă, ce ciudat, mă simt să plec la 2 din Brașov, frate. Asta vara plecam la 8, nu, dar plecam la 6, 7 din București. Eram la modul ăla, mamă, 6. E, merge, e ok. E, dacă pui piciorul pe jos, vezi că nu e așa lunecos. Acum e vorba și de viteză, dar acolo la 20 la oră, dacă puneai piciorul, era pșș. Și acum, fii atent, scoate curul, scoate genunchiul și vezi că asta se închide într-un mare fel. Știu, știu, știu. De fiecare dată când ducem pe aici, Radu zice asta. Bă, zic, încerc să te protejezi. Și mie îmi place totdeauna corba asta, cum mă las până dau cu cizma pe jos. Vii până la Bușteni? Da. Bine. Dragul de el! Ți s-a mai zis cât de scump ești uneori? Păi bă, dacă stai să o iei așa, fiecare om e scump, deoarece organele pe Piața Neagră sunt mega scumpe. Bă, eu te iau până la Bușteni, cum era promis că ai grijă înapoi. Eu promit, da, să ai bine și asfaltul grijă de mine. E ok, cu sarea asta pe jos e ok. Problema e că vine chiciura aia și burnița aia sau ce naiba e. Da, 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 și aia e urâtă rău.